Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod din minunata noastră serie de 7 Days to Die. Din păcate episodul ăsta nu e Ardeiul cu noi pentru că e la școală. Eu doar acum am timp să filmez și na, înțelegeți voi. Eu nu s-o spawnea nici în Budă. Știți ce n-am verificat eu la lumea asta care am creat-o dacă loot-ul se respawnează sau... Fac. Rămâne așa. Nu mai știu asta. Și am văzut că, na, la episod trecut sau nu mai știu la ce episod a zis să mai baricadăm casa că e slab baricadată. Bă, băieți, rezolvă Moldișa, nu? Bă, îmi spargă ăștia ușa, mă. Repede să nu ne spargă ușa. După aia mai upgradăm noi pe aici. Asta e ce ai închis oricum. Nu știu pe unde intra zombilăi. Oricum, cel mai bine aici închidem intrarea asta să nu mai avem treabă. A, uite, ai. Iu, ce urât e ăsta, bă! Ăsta e urât, rău, de extraterestru, parcă. Mai da, ce întuneric e în casă acum. Aici am lootat de la bun. Deci aici am baricadat. Asta e închisă, dar cred că am fost. Ce cu ușa asta, mă, că am fost aici în casă, oare? Asta e prima dată să... N-am nimic la mine, sunt gol. Tot le-am lăsat pe sus. Stai de în ce se află în încăperea asta, că chiar habar n-am. Trebuie să verificăm acum. Sau să fi fost? Ui, acolo un ghiozdan. Nu știu, hai că încercăm acum să vedem ce găsim noi aici. Bă, cățel, nu-i bine. Nu-i deloc bine. Ba, am fost, mă, că era aici unde am închis. Da, uite, asta n-am cotrobăit-o. O pipe bomb 4. O, oh, cuțitul ăsta mi-l trec, că e bun de disecționat animale, mortăciuni. Dai un pic la pistola, mă, dacă avem glonțe și ne atacă cuțu-cuțu. Ui, aici la grătar, va ști la grătar, aici la mine la casă. Asta e pământ cleios, oare? O să avem nevoie și de pământ. Ui, ce fain, bă, mie mai mult îmi place de să stau într-un sătuc de ăsta așa decât în pustietate. Că aici, bă, mai vine vecinul zombie, mai sparge ușa. Fu, bine să strănut. Ce-am vrut să zic? Nu mai am aia. Mi-am uitat cheia franceză, că am vrut să dezmembrez mașina asta. Ești bine vecinul, îi mai dai un topor în cap, mai nu știu ce. Doamne, ce frate vorbesc. Na, păi așa îmi vine vecinul zombie. Să tem asta sau material. Bă, dar casa asta să știi, ca, să știți că arată destul de bine față de restul caselor. Ea e mult mai civilizată. Ca să, dacă putem spune asta. Să mă așez mai bine pe scaunul scârțitor. Suntem în 2020, tot scaunul ăsta scârțitor îl avem. Sau... În fine, am două, unul la Cluj și unul aici, ăsta pe care stau acum. Hai că mai avem un pic de spar, pac. A rezolvat asta. Ce facem noi după ce tăiem un copac, îl plantăm la loc, na, natura importantă. Bun. Vai, când o să ne parcăm eu cu ardei bicicletele aici pe alee. Cuciu, cuciu, cuciu. Ăsta mă interesa să-l execut. Ui, bă, dar îți dă și multă experiență. Dei, dei, așa.
S-o trezut așa să vină peste mine acum. Gata. Am redus-o la tăcere. Bun, deci avem noi de baricadat una bucată asta. Aici am făcut eu o mare greșeală, că trebuia să las măcar o ușă. Na, dar găsim noi o cale. A să mai intrăm în subsol, da? Ne, nu prea avem de ce mere acolo. Am lootat în mare parte. Îmi trebuie vreo 4 de astea. Și ce putem testa astea? Bun. Testăm o grenadă de azi, vedem cum explodează, dar nu lângă casă. Bravo, Mădișane. Patru lemn pe 8, 12. Bun. Trebuie să-i dai foc, bănuiesc. Hai să dăm în cotețul ăsta să vedem dacă explodează. L-am lootat. Am lootat în mare parte. Bă, ce încet am aruncat. Apoi nu au pușcat așa tare. Apoi nu s-a întâmplat nimic, mă. No, eu mă așteptam să sară tătă cocioaba asta în aer. Na, mi-a luat țeacă. Bun, hai că mai strâng eu de pe aici. Bun, și băieți, mi-am upgradat și shotgun, nu știu ce am pus. Să continuăm expediția. Băi, stai, nu mai știu pe unde să fie pe aici. Nu pe aici, pe aici, prin față, așa. Am putea pune noi? Aici, la scări, la intrare, am putea pune niște țepi. Așa. Păi na, intrarea asta de bază, că restul deja le-am închis. Aici, să mai lucrăm. Asta nu cred că o putem închide. Asta e un pic să-i dăm spike. Ne trebuie metal. 3 spike-uri de astea. Mai era un fel. De tot îl facem cu reisulețul. Da, păi nu mai știu unde spike. Era o aia scuțiță, așa ca un coif. Nu coi fizice, con, pardon. Așa ca un con. Deci erau ca lumea, nu mai există oare sau ceva, ceva. Așa. Așa. Punem pac, 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 și că dacă vin pe lateral, vin pac. Bun. Iar represor in el puștiu. Ah, stai de mă, e clay ori nu e clay aici? Clay. Cine să bate pe aici? Bate unul pe aici. E goală. Unde dai, mă? Asta am explorat, oare că nu mai țin minte. Vai, mulțumesc dacă mi-ai zis sănătate.
Pare că nu e explorată. Aș vrea să fac forge-ul ăla, dar am găsit o tocănică. Tocănică, cred că e cam veche. Tocănica. Tocănică, fac, mai luăm cartofii ăștia. Altceva mai pe aici. O, ai, râtă-i asta. Am rezolvat-o. Aus, bă, cum face ăla? Ce mai avem pe aici? O bănuțaș, dragă. Și asta la ce? A, nu, e de învățat. E rozetă. E, ăsta e ursulache, Martinelu. 2K19, îl mai știți? Ursulache, mă, i-aș face poză, dar nu prea se vede. Trebuie să-l killerim. Să-l killerim pe Martinelu, care blana groasă. Stai un pic. Așa. Martinelu, dar vrea să se întoarcă să-i fac poză, dar nu prea pot. Ei nu mă chinui să mă duc jos la el, că ăsta mă papă. Martinelu. Astea că urcă boschetarii la mine. Nu-i mort încă. Unde ești, mă? A, uite, bă, ăsta. Ăsta era dea rău de tot. Iradiat omul. Ce avem aici? Ce faine sunt astea. Verzi încă. Ma. Sunt faine, dar nu sunt așa des. Așa bunicele. Le facem scrap. No, hai să ne ocupăm de Martinelu, să termin treaba cu el. Unei. Asta sparge ușa și intră peste noi. Bă, chiar intră peste noi. Bă. Știe să urce scările. Unei, uie-l pe Martinelu. Vreau că mai la pistol. Gata. Bă, ce moarte rapidă a avut. Hai că stare oase, piele aia mai importantă. Deci ne ajută la burduf ăla pentru furnal, la o grămadă de chestii. Hai da, Martinelule, că te mâncăm în seara asta. Hai câtă carne a avut nebunul. Bun, l-a rezolvat. Așa. Clot avem 28. Iui, câtă carne. Asta se strică și după aia o să puțim. N-am cum să o gătesc. Las că o arunc aici. N-am nici frigider să o țin. O secundici. Așa. Bun. O grămadă de chestii am găsit pe aici. Iar nitrat de des. Cofe. Bă, ăstea le pot planta sau fac cafea? Na. Că cafea. E cacofonie. Cafea foarte bună că îți crește stamina asta rapid dacă bagi o cofe. Bun, hai că am scăpat de Martinelu, să continuăm explorarea pe cea. Bud am căutat. Bun. Na, ne trebuie o grămadă de iteme la căsuța noastră. Opa, ui aici. I-am pus. Ui aici, ce ochelari.
Ce nu mi-arată căsculița în cap? E bine că se pot pune testosteron. Ok. Motor și orteză sau cum se numește aia. Mai e ceva mai sus. E celul da cu obuziera. Bun. Aș cam atâta la bordelul ăsta. Come back. Spitalul. La spitalul Fogrosu. Uai, câte case mai avem pe aici. Asta nu știu dacă am explorat-o. Care e? Aia e casa noastră. Am crezut că asta bubuita e. Nu știu, am intrat în asta, nu mai țin minte. Ce, m-am spărat să... lasă-mă, mă. Bă, strigoiule. Of. Ce m-o spăriet ai de capul meu. Trebuie să văd asta să ce... Eu să riscă furlia. Că iau carne putredă. Iar m-am infectat. Of. Ce asta e... Arunc-o, dă-o încolo. Apă cu pipilică. N-am nimic de mâncare. Une să ăștia? Ce faci, domnul mecanic, aici? L-am descentrat cu tătul. Ce avem noi pe aici? Auzi, asta trebuie să o demontăm. E întreagă. Altă cheie franceză. Mai multă durabilitate. A, uite, ăla e de spart pentru mine. Niște borcane, serios. Atâta chin. Ăsta? Lip. De fapt, sticlă de ulei. Ce-o fi aia? Am luat un bec. Al bunes și alea. E mult metal de pe astea. Am luat bucat de motor. Bună, bateria, bună, astea-s bune. Deci mașinile astea întregi au multe chestii. Motorină, iei o grămadă. Bun, hai că am rezolvat-o. Aici presupun că ieșire. Ui, rufe, ce rufe avem aici? Alți papuci, dacă-i facem. Au vopsea ăștia sau? Azi vops... Poți să iau vopseaua. De pe ei. Da, mă, i-am putut. Stai un pic să vedem noi o șmecherie. Dacă luăm pulloverul meu. Ai galben. A, gata, m-am schimbat. Bun, am us de mov. Și ce să facem noi galben? Asta. Bun, am făcut o galbenă. A, interesant că pot schimba. Nu știu dacă ideamul sau o exista și înainte chestia aia. Dar țin minte dinainte că... De fapt, mai de mult. Că... Iui. Găseai de alea găleți cu vopsea și cu alea, cu pensula, parcă vopsea, cea de genul ăsta. Cuptorul cu microunde. Sandwich.
Nu-i stricat, așa-i? Bă, sper că nu, nu mor. Apă cu pișulică? Sau nu, asta e cea rețetă la... O rețetă bună, e rețeta. Ce mai are Moldișanul? O sărită-te, infanteria. Deci ce sper eu să mai dau de lupi. Asta e urâtă, bă. Bam. No, bă, i-am dat pe lângă căpățână. Bun. Doamna doctoriță, asistentă, pardon. Aolea, iar a venit ăsta cu colindile lui. Bă, da greu crăpați și voi. Sări la ultimul scăfârlia. Învârtim un pic lumina. Să nu mă văd prea întunecat. Două secunde să dăm. Da, e bine. Au. Bun. Așa. N-am luat ceva medicamenturi. Asta nu pot să-mi dau la picior, nu pot. 54 de minute cu genunchiul scrijonit. Bă, eu n-am știu ce-i cu ăsta. Dați un pic. Mi-e frică să nu... Să vedeți, de fapt. Să nu fie prea întunecată imaginea prin casele astea. Aha, o știu mult de șanu. Învățăm să facem o canistră. Nu mă chinu să sparg aia. Ceva de făcut scrap-ul e asta să o băgăm la mat. De aici am venit. Ce? Tot eu am trecut regaiul ăsta. Bă, da, cum pășesc ăștia. Carica și bandajica. Bine odată, da, să învățăm o lectură. Iron, aleas pentru crossbow. Yeah. Iar trebuie să vedem, putem să-l craftăm. Ne trebuie schematicul la crossbow. N-au păcat. Am o grămadă de chestiuțe prin ca... Iui. Nu, mi-a ratat. Eram sigur că îl ăsta, bă, alcoolistule. Ce tântolat. Opa, ce... Tu
Bă, tu ai înviat? Cum te-ai ridicat de jos? Nu, asta e goală. Dă-le încolo, le fac scrap și astea. Glanțe de... A, ceva nu mai... A, uite aici. Mini seif-ul. Sper să nu puși deloc picul. Hai că l-am rezolvat. Sârmă ghimpată. Hai să aruncăm noi oare semințe de cartofi. Nice. Bun, dacă suntem plini putem pleca acasucă. O secunde. Asta e un challenge. Dăm accept. Asta mai... Nu! Nu mă, stai! Bă, lăus, asta nu e de învățat. Putem pune aici. De ce, mă? Bă, cum să nu poți să pui? Nici pe sulița. Nu. No. Atunci pe ce poți să pui aia? Aoleu! Aoleu, era să crăpam-o. Nu i-am văzut pe ăștia, mă, că am crezut că sunt și amortăciuni. Nu mai am ceea ce să bag la mățuc aici, nu mai are băjat. Ba, uite, avem conserva asta. Of, dar mai era din casa asta de explorat, o explorăm episodul viitor. În fine, băieți, vă mulțumesc pentru atențiunea acordată. Nu uitați să apăsați butonul de like, am fost Mordoare. Noi ne revedem pe data viitoare la un nou episod. Să aveți o zi faină, băieți, vă mulțumesc, ciao les!